Bună, Simona, bună, Iuliana, continuăm, conceptul continuă. Da. Am rămas la pagina 75. Părintele, spune Campy, care nu a primit grija mamei, este incapabil de a oferi copilului și așteaptă de la el să fie capabil să o iubească. Ea, mamă fiind, așteaptă mult mai mult decât este capabil un bebeluș să interpreteze plânsul drept respingere a citat o mamă educată, inteligentă, care spunea, citesc, când plângea, simțe, înțelegeam că nu mă iubește, așa că îl loveam. De e, e foarte ciudat aici că, deci, copilul este cel care așteaptă, așteaptă, nu neapărat că așteaptă. Hai să spunem, că adultul se, se agresează copilul pentru că interpretează uh, plânsul copilului ca și cum, ca o agresiune. Man, deci, de adultul, adultul are niște principii, niște precepte și vrea ca realitatea, deci pe copil, pe beluț, să-l modifice conform preceptelor pe care le are. Ăștia ne dau ce? În parenting ne dau preceptele respective. Și când forțăm copilul, nu se mai potrivește. că copilul este acolo, în fața noastră, ni se dau copiii și toți oamenii din față ni se dau ca să distrugă nouă preceptele respective. Deci preceptele sunt problema, nu copilul. Deci în lipsa preceptului respectiv, copilul se va comporta normal, va fi liniștit, nu va țipa și mai departe. Va intra în armonie singur. Deci și copilul mai mai, mai mare, nu? În anii mai mari tot așa va fi. Deci copilul se comportă în funcție de nivelul de orgoliu și de idol ai părinților sau ai mamei sau ai bunicii. Că și prin bunică se poate corecta copilul. Deci nu da, e problemă cu copilul, că toată lumea este concentrată pe copii. Da, da. Toată lumea se e... plânge cât de obraznici sunt copiii, cât de neascultători. nu copilul. El Ele atât de obraznici, cât de mari sunt idolii. Preceptele respective, programele date de ăștia, că ni le dau. În fiecare uh, epocă socială uh, ne dau alte alte programe, nu? În anii 1700 erau alte programe, acum în anii 2000 alte programe. Și uite-te că suntem nebuniți de cap de programe. Și noi încercăm să modificăm realitatea conform acestor programe și să o introducem în aceste tipare și nu mergem. Nu se poate. Ia, trebuie să păstrezi independența. Este eu trebuie să aibă independență, deci nu ai dreptul să-l schimbi. E Dumnezeu acolo și nu poate fi schimbat. Dacă vrei să-l schimbi, va veni împotriva ta, în toate modurile posibile, să-ți distrugă ceea ce pui tu pe prim plan. O să da. fac o emisiune în care o să explic chestiile astea mai în amănunt, o să citesc singur că am scris niște idei. Nu e de vină niciodată copilul, oamenii din față, nu. Trebuie să vezi ce ai tu pus pe primul plan. Și noi primim de la părinți, primim de la societate, de la filme, de la învățătură, toată lumea ne... de la media, toată lumea ne construiește tot timpul idealuri. Tot timpul... Uite, când te uiți la un telejurnal, Vezi acolo numai idealul. Așa da, așa nu. Și ce? Critică că nu este conform unor idealuri. Și uite că ăla a omorât, ăla nu știu ce a făcut. Și idealurile ăla sunt consolidate și sunt întărite. Dar idealurile construiesc victimele. Construiesc crima. Mm -hmm. Eu dau crima. Deci hoțul, de cine e făcut hoțul? Hoțul e făcut de, de atașamentul nostru de bani. Altfel nu vine niciun hoț sau de materie. Nu vine. Și ne pedepsim hoțul ăla care de fapt ne scade și ne salvează viața. E total invers. Deci e făcut special, vreau să spun că e făcut special. Dacă stai cu lumânarea și citești Vindecarea Copilului Interior, o să vezi că tot ce este acolo merge pe principiu că exteriorul determină interiorul. Deci exteriorul e de vină. Ăia sunt de vină, ăia sunt dușmani, americanii rușii, și mai departe. Deci exteriorul e de vină. Copilul e de vină. și nu e nimic al de vină de acolo. Deci exteriorul ia întotdeauna, dacă eu oglindă, el trebuie să ia interiorul meu. Deci trebuie să fiu atent ce pun eu pe primul plan și atunci se schimbă eu Și nu mai e nevoie de... Deci orice ne se întâmplă în viața noastră și este o nefericire, vine datorită faptului că noi am zis că nu mai lucruri, așa sunt lucrurile. Sunt absolutisme și ne trebuie foarte mult. S-a putea face și un program pe calculator sau să punem inteligența artificială da Să-i băgăm întâi toată informația din școala iubirii, și după care să îl, să E ca, e ca un e, gin din una de nopți. Îl întrebăm, uite, ai spune și mie ce idol am, eu? uite, asta este situația. Și el îți spune idolii pe care i ai. Uh -huh. Dar trebuie să gândească independent de, de sistemul ăsta, lor, să fie doar al școlii iubirii. Deci, dacă putem să găsim o ocazie din asta și investim, și facem un robot, o inteligență artificială, nu mai ai iubirii. Să gândească cu mintea lui. Și asta ar fi un ajutor de neprețuit pentru fiecare din noi. Ar fi extraordinar. Pentru că dacă îți distrugi doriți să schimbă situațiile de viață. Și capeți putere asta senzorială. <laughs> Se schimbă destinul nostru, se schimbă copiii, toată lumea se schimbă. Nu altceva că noi lucrăm asupra lor, nu, nu le facem nimic, nici nu ne preocupăm de scăzând dori. ei nu mai este nevoie să ne atacem. Și se schimbă toată lumea. Noi trebuie să, să ținem clar în școală bine că interiorul de temne este eu. Dacă ne, ne fuțim, ne schimbăm invers, atunci nu mai înțelegem nimic. Deci mereu în tot ceea ce afirm, trebuie să urmărești să vină din interior spre exterior. Adică să nu pot niciodată să acuz exterior. Este închisă problema cu exterior. E Dumnezeu acolo și nu pot să-L schimb. El are și parcursul lui propriu pe destinul acela, al omului acela, el merge pe destinul lui. Și nu poți să-L corectez. N-am ce să-i fac. Pe bebeluș nu ai ce să faci, pe copil nu ai ce să faci. El, în schimb, copilul vine și îți distruge Dacă mama are pretenții, uite, toată ziua nu înveți, ești la calculator, e o pretenție, da? Faptul că el pistonează toată ziua, învață, 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 este o pretenție, un atac asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu are ritmul lui, are lecțiile pe care trebuie să le ia, poate el a pregătit pentru copilul respectiv să fie un fotbalist vestit sau un om, un om, un, mecanic foarte bun și nu, nimic din ceea ce spun părinții nu e făcut pentru el. Și atunci ți se opune, se împotrivește, pentru că are alt destin. Da. Deci noi trebuie să fim în acord cu Divinul. Dacă să fii în acord cu Divinul, trebuie să lași în pace. Atât de să o faci. Și atunci lumea intră în armonie de la sine. Deci e așa de simplu și cu ala iubirii nu cere absolut nimic de făcut decât să-L lași pe Dumnezeu în pace. Îl lași să facă ceva. Cum este Iuliana că vrei să zici ceva? Da, mă gândeam că în același timp părintele trebuie să înțeleagă că copilul poate ajunge și un pierd de vară, Că poate să e destinul lui. să da. fie un pierd de vară și să nu-i placă să muncească, să nu știu ce. Și Dumnezeu în așa fel face să unească aceste două destine, încât că și părintele are de plătit acolo ceva. și da. 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 Îl decepționează maxim. Pe da, lui. da, da. Îi distruge toate visurile. Da. Pretențiile în vorba de mântrie trufie, la părinte și le distruge. Deci atenție, nu copilul de vină. Dacă are, părintele are mândrie și trufie, atunci va trebui să fie distrus. Dar sunt multe. Da. Dar îi va da un suflet cu... care are programul ăsta, care are și exact. de, de, de tras acel program. Are, are un program din el are... care se distrugă, da. adică să ajungă da, da. omul străzii. Și da, îi distruge, da, da. îi face da. praf tot. Deci, eu, eu, eu cunosc câteva exemple de oameni. Eu... Care au ajuns să nu facă prea mare lucru. Pentru că tații sau venea, veneau din familie unde tații erau celebri. Erau profesori celebri, erau uh, uh, medici celebri. Știi? Și pentru că tatăl era atât de sus, atât de venerat toți se întrebau, păi cum a ajuns copilul ăsta să nu, deci nici să, nici să ajungă, nici, nici să atingă nivelul ăla, deci la nivel de pierd de vară, cum ai spus tu, da, da. Iuliana. Și acum cred că ridicase că eu... la rang de cinste părintele, ridicase la rând de cinste, adică uite unde sunt eu și tu acum trebuie să ajungi cel puțin ca mine, ca să nu mă exact. faci de râs. Exact, e mândria da. aceasta intelectuală da. sau profesională, pentru că de obicei... Cei care au ajuns pe ranguri așa foarte înalte, ei vor și copiii să le meargă pe aceleași, da, uh, da. Pe aceleași uh, în, uh, urme, pentru că, nu bine, dacă e de la mine, înseamnă că trebuie să fie ca mine, știi, În un fel o versiune încă mai bună decât a mea. Da. Dar de obicei nu prea se întâmplă așa și, uite, care mare au că echilibrează, de fapt, acea mândrie pe care a avut-o părintele, îi vine, îi vine un copil și îi dă totul pe Eu mă gândesc că se întâmplă în cele mai, în cele mai multe cazuri, în care e o tradiție în familie, știi că e o tradiție de doctor, de avocați, de nu știu ce, de exact. tot să de facultate. Deci acolo îți dai seama, e un orgoliu undeva dus la extrem. Și atunci va veni, într-un final, va veni un copil de ăsta care le va da peste nas la toți, el nu va dori să muncească, va se va droga sau ce știu eu ce va fi. Știi? Da. Orice numai să fie pe, pe din dos, pe, pe exact. dos. Da, da. Da. Eu știu de la o colegă de-a mea, ea e juristă și lucrase, înainte să vină la noi la firmă, într-un cabinet de juriști care era de tradiție în familie, era atentată, un fiu de nu știu a câta generație da. și erau frații care lucrau și unul dintre frați pur și simplu nu avea nici în clinici în mânecă cu, cu uh, cariera respectivă și spunea că de fiecare dată, după masă, el lucra dimineață cât îl țineau puterea da, da. și după masă se încuia în birou până seara. Și da. toți știau că probabil că doarme, că face altceva, dar nu are nicio treabă cu avocatura. Dar având această moștenire de familie care e foarte greoaie, a, într-un fel s-a conformat, dar chiar spusese Marius cu referință la cazul ăsta că singura lui scăpare ar fi să lase tot și să-și ia lumea în cap, dar e prea târziu după o vârstă, știi? Să lași da. tot și... Sau poate nu, sau poate nu. Poate chiar la, mai așa, mai la bătrânețe poți zici, bă, o nebunită asta. Da, da. De ce e prea târziu? e prea târziu niciodată. era, era cazul cumpăratul Austriei făcea tot felul de bușuri și toți au crezut că au nebunit împăratul. Dar împăratul vrea să fie normal și de-aia s-a dat nebun. Da, 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 da. Și mai vorbisem cu cu doamna Laura din, din Luxemburg, pentru că ea se ocupă de copii după masă. Mm -hmm. Și a zis că ea poate să vadă programele părinților în copii. Deci cum se comportă copii, ce vor, cum vorbesc, cum se... Da, da. Po poate să descifreze aproape la subiect și predicat uh, programele părinților. Știi? Și ce m-a interesat, o zis că când cu ea, copiii se comportă într-un anumit fel, iar când vin, când vin părinții, băi, parcă își pun toți altă mască. Deci e alt copil. Deci cum a ieșit pe ușă, s-a transformat în alt copil. Asta e clasică, da. da. Da, da, Și mi-a zis că a, era un copil, a zis un copil a, grec, nu mai știu din ce, acolo în Luxemburg sunt toți amestecați, că i-a zis ceva de genul... A, Părinții lui l-au avut la bătrânețe, da? Primul copil la bătrânețe, îți dai seama, super răsfățat și la grădiniță sau la școală, acolo, copilul se comportă normal și spune, îi spune Laure, ei, uh, iarăși bine mama, asta că știu eu, că eu o chinui un pic, dar îmi face plăcere să o chinui. Deci el era conștient că toate năzdrăvăniile care le face o face să sufere pe maică să, adică să sufere, o chinuie, nu te du, nu fă, nu așa, și îl făcea cu intenție. Da, da. Deci, într-adevăr, copiii sunt pentru noi, veniți. Că ne știu, ne, miroasă, ne miroase, punctele slabe. Și tocmai acolo se duc, unde scrie interzis, acolo se bagă. Da. Parcă vin cu un ghid. O parte nu știu ce ziceam dar Mi se pare că acum, când, în vremurile noastre, mi se pare că aceste programe pot fi mai bine puse în mișcare. Că a devenit altfel să te comporți cu copiii, nu mai poți să... Pe vremea noastră, parcă ne îngrădeau prea mult. Nu prea puteam noi să ne desfășurăm programele. Ne, ne mm. îngrădeau. N-aveai voie să vorbești, n-aveai voie să... Nic n-aveai voie. Eu știu că și dacă veneau musafiri, pe păi noi ne trimiteau în camera noastră, deci așa erau destricți. Acum parcă programele sunt mai, mai la suprafață, așa, mai în largul lor. Eu ascultasem pe cineva care zice o chestie foarte inteligentă. Au zis că uh, noi ăștia născuți în 80, ești deci un pic înainte de mine, vorbea de ăștia de 80, 60, da. Da, probabil că și la tine, scăpoi a fost cea mai nenorocită generație că la vârsta noastră, când eram noi copii, nu aveam voie să facem nimic, nu aveam voie să zicem nimic, au trebuit să suferim toate crizele de nerv și, de, și uh, a părinților care se purtau ca niște copii needucați și sălbateci. Deci am suportat pe ăștia când eram noi copii, iar acum când suntem adulți, suportăm crizele de nervi ale copiilor noștri. Păi, dar programele alea care le-am moștenit și acum se sting. Păi, dar să știi că avea dreptate, că într-adevăr, deci când era mică, trebuia să îi suport pe ăștia cum se ceartă acolo, așa, și când ești, ești adus și zici, băi, la mine în casă nu mișcă niciunul, îi auzi pe ăștia că fac tărăboi pe aici. Păi, uita absolutizarea. <laughs> Ce am respins, aia am primit. Da, și s-ar putea, pentru că dacă, deci cei care au avut gălăgie pe acasă, așa, și au zis, băi, la mine în casă o să fie liniște, s-ar putea să aibă copii care să le facă un pic de tărăboi. Da. Precis. Da. Dar mi-a plăcut, mi plăcut, cum a spus-o domnul respectiv, că i-am suportat pe ea și trebuie să-i suportăm și pe ăștia. <laughs> Generație de sacrificiu. Ok, continui cu bebelușul, Marius. Da. Abia aștepți, știu. <laughs> Așteptarea că nevoia ei de iubire va fi îndeplinită în sfârșit de către bebelușul ei, care are el însuși nevoie de iubire, este tragedia multor femei. Și bineînțeles că este un factor care intervine în calitatea privațiunii suferite de către un copil. Nu numai că îi se refuză o mare parte din iubirea și atenția necesară, dar copilul mai mare mai are și de concurat pentru ea cu o persoană mai mare și mai puternică. Ce ar putea să fie mai patetic decât un copil care plânge că dorește îngrijire maternă și o mamă negându pentru că nu, i că nu i oferă el drept răspuns la nevoia ei profundă? Eu tu pe dos. A, bine, Marius, că sunt, uh, sunt și mame care gândesc în felul ăsta. Copilul trebuie să mă iubească pe mine. pe toți, toți vrem asta. Toți avem impresia asta, că trebuie să fim iubiți. Uh -huh. Deci, pentru noi, iubirea e o chestie de posesie. Să ni se arată și pe aceea reproșăm că nu ni se arată. Dar dacă am înțelege că totul pornește din tine, înseamnă că celălalt nu are nicio treabă cu iubirea ta, trebuie tu doar să iubești și atunci din față îți vine pe nivelul de iubire pe care îl ai. Deci oamenii se plâng degeaba că celălalt nu e corespunzător lor sale, pentru că dacă are în spate mari și idoli, cu siguranță că omul din față va fi pus să-i distrugă. Din cauza asta ei nu reușesc în viață, relația nu funcționează, căsătoria nu funcționează, pentru că îți dă un om care să-ți distrugă idolii. Nu-ți dă un om ca să fie, să fie iubire, îți dă un om ca să distrugă idoli. Pentru că dacă nu mai ai idoli, atunci ai iubești. Și nu mai vezi rău în lume, nu mai vezi vinovat niciunde și te unești cu Dumnezeu și primești energie subtilă. Deci pe Dumnezeu nu-L interesează decât un singur lucru, să-ți distrugă idolii. Și asta face tot timpul. Păi zice în Biblie, în Vechiul Testament, nu mă interesează ce faceți, numai nu puneți ceva mai presus decât mine că vi distrug. Atât a spus. Și a spus totul. Uite. Osea. Hai să vezi aici. Zici Zice așa. Dar eu sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului încoace. Tu cunoști că nu este alt Dumnezeu afară de mine și nu, alt, și nu este alt mântuitor afară de mine. Da? Și următoarea, asta din Osea 43 cu 11. Deci nu-ți dă voie. Să ai uh, idoli, alt mântuitor. Nu există alt mântuitor în afară de mine. Deci, dacă spui idoli din lumea asta, ți distrug. Traducere. Și în Iov, 21 cu 15 și 2 cu 30, așa, nevastă să ai, a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blestemă pe Dumnezeu și mori. Dar eu i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate. Acestea, Iov, n-am păcătuit deloc cu buzele lui. Deci, asta este. Împărțirea, am bine și rău. Deci, când am absolutizat, binele îți vine sub formă de rău. Noi, dacă, spre exemplu, avem o, o imagine ideală despre căsătorie, despre o relație, e bine, idealul relației distruge. distrugem. Deci, tu, tu, când mergi în viață și înaintezi în viață, indiferent ce se întâmplă, Trebuie să te urmărești pe tine, să nu zici, să nu ai idealul acolo. Virtuții, nu știu, principii, precepte religioase, filozofice, nimic să nu pui pe primul plan, că dacă le pui, atunci ți le distruge. Adică îți dă un om care să te dezamăgească cu ălea. Și noi zicem că ăla este de vină, nu? Ne despărțim de omul acela că ăla este de Dar ăla n-a făcut decât să distrugă ție absolută. La fel și copilul îți dă copilul ca să distrugă ce pui tu pe primul plan. E total pe dos. Deci școala IBA trebuie să înțelegem, e pe dos. Dacă vrei să ajungi la școala IBA, inversezi tot ce zic ăștia. Că nu e valabil nimic. Noi ce facem? Un efort imens. Dacă am citit psihologie, toate alea sunt inverse. Deci vezi cum au lucrat și nu au programat. Că am vorbit cu un profesor de la facultate, de la psihologie, un profesor universitar și mi-a zis că dacă eu a spune lucrul acesta la studenții mei, m-ar da, m m da afară imediat. Pentru că nu, nu e nimic adevărat în ce spun eu. Nu mai e nimic adevărat în ce spun eu. Este o minciună totul. Că anulează ceea ce spune el. Deci, anulează dacă... toată cuștiința de psihologie. O distruge tot. Deci, cu alabirii, nu, nu știu, la un moment dat va trebui, oamenii se vor împotrivi. Nu știu ce se va întâmpla. Pentru că nu, nu se poate accepta. Dumnezeu nu-l vrea nimeni. Dumnezeu vine sub formă negativă și nu putem accepta asta și înțelege lucrul acesta. Noi căutăm în viață bine, dar bine ăsta este diavolul. De ce să-l vrei pe diavolul? Nu înțeleg. Pentru că nu știm că e diavolul și i-am pus o etichetă pozitivă. Și din cauza asta, tot ce... Uite, tot... ce visează om, O casă frumoasă să distreze, să se plimbe? Nu, mașină frumoasă, cu siguranță, belșug, bunăstare și să savare. Bun, toate astea sunt ale, este vorba de mai mult. Și Dumnezeu zice, tu ce depășești necesitatea, trebuie să te oprezi, pentru că te de materie, dar nu că vrea El să ne omoare să ne facă un rău, ci că trebuie să ne oprească, că noi pierdem materia nea de energie, că e secundară. Ne-am făcut înainte acum Zoharul și spunea, nu? Ordina. Deci în Zohar este ordinea corectă. Zice că interiorul determină este eu. Zohar, acum am citit. Păi atunci de ce nu? De ce ai făcut științe din ăsta care zic că este eu teminte? Că, cade tot, toate și Biblia cade, tot cade. Unde se zice acolo se dă sfaturi. să te comporți așa și nu așa, nu? Cum este la Isus Fiul lui Sirah. Așa da, așa nu, așa da, așa nu. Sau la proverbul lui Solomon, sau la înțelepciunea lui Solomon. Toate astea sunt făcute, de fapt sunt absolutizări. Când ți-a dat absolutizări, te-au Că tu vei vrea să, să respecti, să Aplici în viața ta absolutizarea respectivă și când nu aplici, internalizezi. Ție-i diavolul. Îl introduce în tine, deci te diabolizezi. Este vrăjitorie asta. Totul e vrăjitorie. Bine că nu e nicio problemă că nu-l ascultă nimeni. Dar Vreau e vrăjitorie zic, e magia asta. Cum scrie Zohara din ea ce am citit, zice că totul în lume este împărțit în două părți din care una este vizibilă, cealaltă invizibilă. Ceea ce este vizibil, nu este decât reflectarea a ceea ce este invizibil. Uite, te și tu, ce fantastic. Oh, ha. Ce vrei mai clar? A distrus. A distrus toată Biblia. Mi a terminat. A terminat da. Biblia, psihologia, tot. Dar nici nu există, nici medicina nu există. Atâta timp când noi suntem idolatri, va trebui să vină ceva din față să ne distrugă idolatrie și poate să fie și boală. Poate să fie boli, dureri, suferințe. Deci noi nu l am, noi -am putea să ne îmbolnăvim deloc. Dacă noi n-am avea idol, noi n-am putea să fim nefericiți. Noi n-am putea să, să, suferim în viață în niciun mod. Da? Toată viața noastră ar fi în armonie continuă. Atâta timp cât considerăm că interiorul de teme este eu și nu vedem nici rău și vin în față, și nu împărțim o bine și eu și unim opusele. Deci nu ne facem idol, nu absolutizăm bine. Ce mai mare nenorocire este să absolutizezi bine, pentru că devii intransigent cu cel care îți încalcă absolutele și nu mai poți să-l iubești, nu mai poți să-l accepti. Și de unde sunt certurile? Toate certurile în familie cum sunt? De ce? de cerți, ce, pe exemplu, cu copiii sau de ce se ceartă bărbatul cu femeia și invers? Pentru că, pe exemplu, femeia, femeia are niște absolute și nu corespunde absolutelor. Copiii și mai departe se ceartă ce vrea de fapt. Și ăștia ce vor? Ne dau tot felul de, la conceptul constituit și la continuu și la vindecarea copilului interior, ne, ne dă niște idealuri niște precepte pe care noi să le aplicăm. Păi ăstea sunt problema, preceptele, nu copilul. Nu omul din fața noastră e problema. El trebuie să-ți distrugă ce pui tu pe piele. Îți repetă preceptele la tot mai au și cai de exerciții. Sunt unele cărți care au concluzii și acolo îți zice aplicație. Da? Și îți mai dă și explicații. Deci până nu ți le bagă în cap ca lumea, nu se lasă. Și omul crede că așa este. Dar să știi că se poate demonstra orice pe sistemul acesta, numai că școala iubirii este un, are un, conceptul este unic, adică dacă, determin, dacă interiorul determină exteriorul, eu, eu nu am variabilitate. Exteriorul este indiferent, nu mă uit la exterior. Mă uit doar ca să mi arată ce din mine am absolutizat. Atâta. Și scad chestiile alea din mine și când l-am scăzut, și sunt diferite metode discutate de noi ca să le scădem, atunci este eu ia forma interiorului nostru și într în armonie de la sine, fără să acționez, fără să acționez asupra copilului, asupra omului în față, asupra guvernului, asupra iluminatii, nu le fac nimic la nimeni. M-am schimbat pe mine, asta e cea mai mare putere. Te schimbi pe tine, se schimbă universul. În universul tău s-au schimbat, dispară stăpânii la Nimeni tău, nu te mai poate ataca. Deci asta este cea mai mare putere care poate să existe pe pământ. Este exact doamna Cati și cu doamna Maria. Definiți. Ce, ce defini, cum defineți? Deci în propoziție. O să vezi că Zocar zice că acolo noi mânuim cuvintele, sunt îngeri. Nu? Cum spune acolo? Da. da. Sunt îngeri și propozițiile sunt, sunt legiuni de înger. Îți dai seama? Deci propoziția. Și ce a făcut? A zis că păi pe mine nu mă interesează, iau ce găsesc. Și atunci a găsit în prima. Doamna Cati a pus condiții. Condi Câte condiții a pus, atâta uh, blocaje au din față. Magazinele închise. Deci nu că magazinele erau închise, ci că ea l-a închis. Deci magazinele au fost închise. Deci miracol. Viața noastră din fața noastră este miraculoasă. Pentru că este sub conducere de sus. Și ia forma întotdeauna interiorul nostru. Atenție ce gândești și ce spui, că se transformă în realitate și te lovește după aceea. Deci nu poți să-ți permiți niciodată să zici că ceva nu e bine. La Dumnezeu tot e bine. Nu poți să spui așa ceva. Deci asta înseamnă că nu există decât fericirea. Nu există decât iubirea. Iubirea nu mai, nu mai există când noi zice că nu e bine. Atunci am pierdut iubirea. Și nu avem dreptul să spunem așa ceva, că Dumnezeu face totul bine. Cu durere și fără durere totul e bine. Pentru că de ce este bine suferința și durerea? Îți scade orgoliu și îți încarcă sufletul cu energie. Deci omul care te deranjează și te nemulțumește, de fapt îți salvează viața. Iliana, spune Nu Vreau să citesc aici. Cu... Astfel, Scriptura menționează și cuvântul și Duhul. Ele sunt de nedespărțit împreună. Deci cuvântul și duhul. Da, au dat nașterea în același timp nenumăratelor legiuni de îngeri și oștirilor cerești și totul într-o singură clipă. Vezi? Deci ai spus o propoziție, pac, ai, ai schimbat realitatea. Deci se poate aplica, se poate practica. Deci atenție ce spui, că se închid sau se deschid magazinele. Învăță, <laughs> da. Sau ies oștirile, depinde ce oștire Sau, sau un examen sau nu e un examen. Deci contează, contează mult ce spui tu. Da. Iuliana, am rămas singură. Ah. Continuăm. Cu ce Până? continuăm? Că eram cu copilul. Copilul întâi, <laughs> dar nici tu unde am rămas. Păi eu n-am ce să... Dar citesc schimba <laughs> departe. Nimeni okay. nu câștigă dintr-un asemenea meci. Nimeni nu este personajul negativ. Tot ce putem descoperi... Hai să trag așa. Nu? Hai că a venit Dimona, eram disperați. Da, da. Noi, uh... <laughs> E lăsat fără copil. Vine acum copilul, vine. Nimeni nu câștigă într-un asemenea meci, nimeni nu este personajul negativ. Tot ce putem descoperi de la un orizont la altul sunt victimele ale victimelor. Copii arși sunt expresii mai indirecte ale depravării părinților. Cazurile sunt de obicei etichetate drept accidentale, dar Helen L. Martin, cercetătoare la secția de arș a Spitalului din Londra pentru copii, află că nu sunt. A studiat 50 de cazuri timp de șapte luni și a tras concluzia că majoritatea arsurilor erau rezultatul al problemelor emoționale. Cu excepția a cinci cazuri, a constatat că arsurile au avut loc în timpul situațiilor conflictuale, fie tensiune la mamă între copil și alt membru al familiei sau între adulți uh, ostili. În mod uimitor, doar două dintre cazuri au avut loc când copilul era singur. O clipă, deci a legat de copil și nu este adevărat. Deci situațiile de viață, că sunt accidente, nenorociri, suferințe, boli, dureri și mai departe, ele țin de nivelul nostru de idolatrie ce pune noi pe primul plan, intensitatea cu care ne ținem strânși de acei idol, dă forța cu care viața exteriorului va trebui să ne deranjeze. Da? Dă forța suferinței. Cât de puternică va fi suferința din față? Cât de mare trebuie să fie pierderea? Este dată de preceptele acelea de care te ții. Ei ce au făcut? Au creat religiile, ți-au dat niște precepte, oamenii se țin de preceptele acelea și atunci își fac o viață nenorocită că le vine pe invers. Pentru că nu mai poți să accepte pe cel care le distruge preceptele. Și toți, de la bebeluși până la oricare om din jurul nostru, vor veni să ne distrugă preceptele. Pentru că, de ce? Pentru că preceptele înseamnă un bine mai sus și ne strâmbăm. Și atunci Universul trebuie să te îndrepte. Asta e singur, este foarte simplu nu e decât o problemă de îndreptare, de, de, balanță, să duce în echilibru balanța. Dumnezeu nu vine decât. E foarte simplu. Cum vede că ai pus ceva mai sus? Vezi ce criterii, ce simple. Și poți să pui într-o inteligență artificială acest criteriu și să vezi ce, ce este pus pe primul plan. Poate uh, iau să spună niște întrebări și vezi, vede imediat ce pui tu pe primul plan. Și atunci îți poate calcula procentul. Cu câte îți mai mult de chestii la acelea, îți poate calcula procentul de nefericire din viața lui. Da. Și imediat îți vine fericire. Îți poate găsi și locul în care trebuie să vină nefericirea. Deci îți poate prevedea viitorul. Și îți poate prevedea pe toată viața. Și în cealaltă alte vieți. Deci este așa de simplu. Asta e principiul. Deci, Marius, aici, când am citit, problemele emoționale sunt, de fapt, absolutizările fiecăruia și s-au certat pe absolutizări. Că, nu știu, copilul nu a făcut nu știu ce și s-a înfuriat mama sau s-a certat a, mama cu tata. Da, cu... carta mea cu cartea ta. Da, da. Conceptul continuă copilul da. interior. Așa, deci astea sunt problemele emoționale. Da. Ai în Iuliana, vrei să adaugi ceva? Merg mai departe? Nu, nu, mergi mai departe. Spui tu când vrei, vrei tu să zici ceva, da? Sare, nu. În contrast cu agresiunile, părinții care cauzează ca să li se întâmple arsuri nu sunt expliciți în dorința lor să-i rănească. Ei se află în conflict de interese între furia și frustrarea lor infantilă și sentimentele lor parentale de protecție. Folosind inconștient arma expectanței pentru a sugera copilului că se va arde și poate ajustând, ajutând prin lăsarea supei fierbinți într-un loc neobișnuit de accesibil, drept sugestie suplimentară, nefericita mamă poate păstra aparența virtuoasă necesară și în același timp să se pedepsească pe sine prin vinovăție într-un efort de a face să conviețuiască părintele înfuriat în aceeași piele cu copilul sfâșiat de ură, distructiv, care încă este tot ea. A, auzi că este ea, de fapt. Da, deci ea se vede într-un fel în, în, copil și de fapt este acea, acel conflict interior pe care ea îl are și într-un fel ea se ceartă cu ea însă și da o reflectă asupra copilului, deci totul oricum e din exterior. Și copilul este oglindă. Da. Da. Lip, lipsa Dar ai văzut ce a zis? A, a zis că, că uh, arma expectației pentru a sugera copilului că se va arde. Și poate ajutând prin lăsarea superfirbiți. Deci, ea, probabil, i-a spus: fii atent că te arzi. Nu i-a spus? Păi, nu, ar fi mai multe cazuri. Poate ar fi fost. În... Mă gândesc. Dar dacă îi spune chestia asta, ajunge să. să în primul rând, să, să se opună, facă. da? Și să-și să, să, se ardă. Da. Asta este. Deci trebuie să fim atenți să nu, să nu vrem cumva să-L schimbăm pe Dumnezeu din față, chiar dacă este copil cu ceva. Uite cum este cu, se la conceptul continuu cu tribul acela, nu? Din Amazon. Că nu intervenea deloc. E lăsa să intre în armonie singur. Bine, Marius, că aici e, e programul mamei și idolii mamei care se ceartă cu copilul care a vrut să o corecteze. Știi, ia călcau călcat vreun idol copilul. Nu, dacă am fost atent la început cu piroga, problema francezilor erau că aveam standarde de excelență. Uh -huh. Îi las niciun standard. Călcau pe aceleași pietre ascuțite și unii și alții se răneau la picior. Ăia râdeau pentru că era viața și așa este viața, deci nu vedea nicio problemă nimica, pe când ea când aveau standarde, Faptul că se înțepau era o dramă pentru ei. Așa este și aici, la toți părinții. Pentru că au niște stand standardele sunt descos. Ăsta cu parenting, cu psihologie, toate astea sunt nebunia de pe lume. Că după aceea vor analiza pe copil funcție de standarde respective. Și am văzut că se mai și ceartă. Că bărba, tatăl are niște standarde, mama are alte standarde și nu se potrive standarde. Dar alea sunt niște idoli. Și idolii aceștia sunt cei care îi produc nefericirea situații de viață. Că ce sunt? afirmații și afirmații ce sunt duhuri. Sunt duhuri întunecate. Deci când ai zis să nu te, să nu te arzi, te vei arde. E un duh întunecat acolo. Nu poți să intervii că Dumnezeu care el, el știe dacă e nevoie să se ardă, se arde și cu că vrei tu, că nu vrei tu. Tot se arde, că trebuie să se ardă. Deci nu poți să schimbi absolut nimic. Trebuie să intrăm în înțelegea faptului că exteriorul este sub poruncă de sus și nu poate fi modificat și nu poate fi contrazis. Noi nu putem să -i schimbăm ceva din cursul vieții divine. Din contră, când vrem să facem o presiune, ce observăm? Tot timpul exteriorul ne, ni se opune. Că este bebeluș, că e copil mare, se va opune. Și îi rămâne în minte dacă el când a fost mic s-a opus, păi îi rămâne și la 70 de ani să opună. Înțelegi? Adică și când părinții nu mai sunt, tot are în cap ura respectivă rămasă. Pentru că caracterul copilului este făcut de nivelul de idol. Deci nivelul de idolatrie al părinților dau caracterul copilului. Deci dacă nu mai ai idol, atunci copilul intră în armonie de la sine și va avea o viață frumoasă. Noi îi chinuim de fapt și ei se sacrifică pentru noi ca să ne distrugă idolii. Îi sacrifică viață ca putea să aibă o viață frumoasă. Dar pe lângă viața lor și destinul lor, mai trebuie să ni se opună și nouă. Da? Și o viață întreagă asta fac. Exact cum ai spus tu cu doamna din Luxemburg. Cum au venit părinții, cum erau alți copii. Ar fi interesant să discutăm cu dânsa, să facem o emisiune. Dacă... O, o să facem, da. Și a... au pus copiii măștile care le lăsase la garderobă când au intrat la grădiniță sau la școală acolo. Plus că copilul care este, el cum simte? El simte un fel de îngrădire Simte că îi se ia libertatea, că nu are voie să experimenteze, că nu are voie să facă nimic, pentru că tot îi să spune să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia. Și el simte ca o îngrădire și crește, crește cumva încorsetat. corsetat. Uite, e forțat ce... să intre în niște tipare. tipare. Ce s-a întâmplat lui Cati? Cati a pus niște definiții și atunci ce s-a întâmplat cu realitatea? Realitatea s-a închis în fața ei. S-a închis. Păi asta se întâmplă cu orice om. Noi vrem să avem succes în viață, dar dacă pui condiții vieții, nu, nu poți să ai succes, nu poți să ai împlinire, nu poți să ai nimic. Dar noi putem observa, cred că și la, și la noi în ziua de azi, dacă cineva vine către tine constrângător, te presează cu ceva, automat simți nevoia să respingi. Poate să fie, poate, o idee bună, logică, dar simți nevoia să o respingi pentru că te presează, te forțează. E ceva nenatural, parcă ți-a libertate. Da. Și asta. Simula, continuăm. Da. Uh, am rămas la lipsa de grijă maternă din partea soților la momentul accidentului copiilor. Era evidentă la aproape jumătate dintre mamele care își defineau atitudinea față de bărbații, drept distantă indiferentă sau ostilă într-un grup de control de femei de aceeași vârstă familie, și de familie într-un grup de control de familii de aceeași vârstă și mediu social Helen Martin a constatat că numai 3 din 50 care simțeau la fel adică se referă numai 3 din 50 de familii simțeau la fel adică bărbatul și femeia nu era un conflict deci toată lumea era în conflict? Da. Că, uite, în partea de sus spune că, de fapt, la momentul accidentului copilului era evident la aproape jumătate din mame care își defineau atitudinea față de lor drept distantă, indiferentă sau ostilă. Deci era un conflict cu bărbatul. Probabil că ele se certau cu bărbatul și atunci copilul a avut accidentul. A răsturnat ciorba de pe foc. Mm -hmm. Da. Există dovada că puternicul... Nu e, nu e, foarte bine tradus în, române, în românește, de aia nu știu, probabil, așa înțeleg din traducerea asta. Există dovada că puternicul curent de cerere pentru iubire și atenție, mergând dinspre mamă, spre fiu, poate fi prin compleșirea cerinței copilului cauza homosexualității pentru mai târziu în viață mama, privită ca posesivă sau exagerat de atentă, nu îi oferă de fapt iubire prin eforturile ei susținute de a câștiga interesul complet al copilului ei, ea de fapt o cere. Ea joacă adesea ori rolul fetiței și încearcă să-l păcălească pe copil cu semnale infantile, să-i acorde atenție și să-i fie milă de ea. Incapabil să triumfe față de atracția pe care o exercită asupra lui, Atragerea ei de către copil trece neobservată, fără răspuns, iar el nu se poate elibera de nevoia de a atrage atenția înspre necesarul lui de iubire. El crește simțând că, jucând demonstrativ rolul fetiței bosumflate, mofturoase, ar fi calea spre succes. Îl joacă vis-a-vis -vis de eforturile similare ale mamei sale, iar ca adult se simte atras de ceea ce pare o mamă disponibilă, care afișează iubirea și adorarea altruistă pentru el în timp, cel se cătuiește, de fapt, de fiecare formă de atenție pe care el o poate oferi, în calitate de copil mai mare sau adult. O încurcătură în mintea omului, asta este cumplit. Institutul Tavistock, de fapt, asta este. Adică este da. specializat în, în tehnicile ăsta de învăluire și de haos. Crează da, de, de fapt, îi descriu ce consecințe sau ce își imaginează ei că copilul ar dezvolta ca și comportament în viitor pentru că mama se poartă ca o fetiță și are nevoie de iubirea fiului și e posibil ca el să ajungă homosexual. Păi am citit un articol unde spunea că homosexualii apar numai în familie unde oamenii sunt ultra-credincioși, ultra-religioși. Dar nu am spus eu că am văzut un, un video cu un medic american, era fiul al 10 fiu sau al 11 fiu dintr-o familie din asta extremistă, extremistă, adică ultra-religioasă, care detestau homosexualii, iar el a ajuns homosexual, ultimul copil. Exact. Dar mai sunt și în familiile în care femeia iubește, uh, urăște foarte mult bărbatul. Exact, exact. exact. Mai departe. Uh, fiindcă aflaseră în acest fel că nu se poate obține iubire de la uh, femelele speciei, ci că sunt masculii aceia care oferă grijă maternă, ei se îndreaptă către bărbați pentru a solicita iubire și se simt adesea atrași de exemple, exemplare foarte tinere, la fel cum erau ei înșiși atunci când mama lor cerea și obținea de la ei cea mai intensă grijă maternă. Da, ei încerc să dea o definiție, o, un argument de ce există homosexualitate. Păi, să se uite la preoți, că am înțeles 50.000 de preoți catolici, nu? Sunt homosexuali. Păi de ce? Ei absolutizează castitatea. Și de acolo vine. Când n-au înțeles ce înseamnă, n-au înțeles Vechiul Testament deloc. Nu, nu se înțelege, nu se citește. Și acolo sunt toate secretele. Nu ai voie să absolutizezi nimic. Pentru că ajungi să fii intolerant și atunci viața nu mai contează și ești capabil să respingi pe cel care nu este conform preceptelor tale. Și atunci și Dacă urăști, îl respingi pe Dumnezeu că vine pe negativ. Crezi, crezi negativul, îl determini pe el să vină. Deci este, este fantastic, e aici. Deci eu dacă, dacă cineva absolutizează niște idealuri, determin ca Dumnezeu să vină să mi le distrugă real, în viața reală. Deci am făcut o operație în minte și am modificat exteriorul. Păi cum că noi avem impresia că trebuie să exteriorul să modifice interiorul, că noi facem, că avem dușmani în față, nu? că facem rachete, că avem dușmani în față, din cauza asta avem dușmani, pentru că credem că exteriorul schimbă interiorul. În momentul în care înțelegi că interiorul de timp, exteriorul, este nu mai e cu cine să te bați. Problema e numai la tine. S-a terminat. Tot universul, tot universul depinde de tine. Înțelegi? S-a terminat. Nu mai pot să arunc vina în afară și atunci apare iubirea. Și nu mă preocup decât de mine. De fiecare dată când mi se arată tot felul de situații din față, greutăți sau neplăceri care din față, trebuie să mă întreb ce din mine a generat situația respectivă. Este singura operație care pot să fac. Eu nu mai pot să acuz peste, pe cineva din afară de nimic. Ce din mine a generat situația aceea? Dar mă gândesc că uite și în, se vorbește în Biblie și despre episodul ăsta cu Sodoma și Gomorra Bineînțeles, în Biblie nu este explicat exact ce înseamnă idol și ce. Și acolo se ia exact și modelul ăsta de homosexualitate și se bagă la păcat și atunci îi se pune ca eticheta de păcat. Deci trebuie să înțelegem pe... că păcatul e generat de absolutizarea castității. Deci da, homosexualitatea da. e generată de la lați. Deci, ăla este problema, să nu ai virtuți idealului și acolo da, e, da. este un exces de, de virtuți nu? 400-500 de virtuți, o nebunie. Păi îl nenorcești pe om. Și el mereu gândește într-un sistem din ăsta absolutist. Adică vreau o viață fericită, vreau o căsătorie fericită. Are niște idealuri în cap și idealurile pe toate le distruge. Deci tot ceea ce... Fiecare om când intră în viață, nu și când intră într-o relație sau într-o căsătorie, are niște idealuri. Păi ălea, sunt nenorocirea de pe lume, că nu ai voie să ai idealuri. Deci noi nu știm ce înseamnă Dumnezeu? Dumnezeu întotdeauna este, este poziția aia de mijloc de, de la o balanță. Deci ai o balanță cu talere care se mișcă în stânga și în dreapta, el în poziția de mijloc. Cum te duci într-o parte, cum se duce în partea cealaltă. Asta înseamnă idolatrie. Deci nu, nu, nu te lasă. Cu cât mai strâns te ții de o parte, cu atât mai repede va trebui distrusă. Și el vine sub formă de distrugător. Dumnezeu este tot timpul distrugător. Nu face altceva. Că binele e în mâna diavolului. Dumnezeu vine sub formă de rău, de necază, de nefericiri, și suferință. Că de ce? Ce, de ce se întâmplă când vine rău? Îți distruge ego se duce în jos și atunci te resetează total. Tu vrei să supraviețuiești, vrei să trăiești. Nu te mai interesează ca a doua zi câștigai un milion de dolari. Ți-a o durere de, de dinți, pacta ta a distrus. A, a distrus un milion de dolari într-o clipă. Cu o durere de dinți. Și zice, nu, că acolo pe milionul ăla tu, tu te atașai și pierdai viață, nu-ți dă voie. Deci, trebuie să te înțelegem că aici este o relaționare, noi trăim, nu trăim singuri de capul nostru în lumea aceasta, trăim cu el, împreună cu el, iar eu ăsta este doar un concept, este doar o idee în minte, corpul ăsta este a lui, deci noi, noi nu existăm de fapt. Până ne obișnuim cu ideea asta că noi nu ne existăm și să lăsăm lumea în pace și singura vindecare care trebuie făcută, că nu e sofisticată și nu e complicată, să-i las și viața în pace, că noi vrem întotdeauna să ne mulțumim de el și vrem să-l modificăm pe el, să schimbăm pe Dumnezeu din fața noastră. Dar noi luăm lucrurile personal și zicem că este un om acolo pe care trebuie să-l vindec. Uite cum zic ăștia, copilul să-l vindec, nu știu ce problemă are copilul. Nu are nicio problemă copilul. Am eu idol și trebuie să, să mi distrugă. Și va distruge, indiferent că e copilul acesta, este alt copil, există un om matur, orice om din fața noastră, cum ne prinde, cum ne distruge, ne distrug idolii. Aia, ne trebuie un caiet de idol. Fiecare să-și facă caietul de idol și să vedem care sunt idolii noștri. Că pe ea îi atinge și atinge dur de tot, se, se merge până la moarte. Deci caietul ăla de idoli este sfânt că salvează viața. Dacă tu urmărești să nu, să nu te ții strâns de idolii respectiv, adică, spre exemplu, vrei fericire, să nu mai vrei fericire. Vrei, nu știu, plăceri, să nu mai vrei plăcere. Deci tot ce vrei tu pe primul plan trebuie să, te, să ți le scazi cât se poate de mult, benevol, singur, că dacă nu o faci singur, va, va, fi cu forța. Și nu scapă nimeni. Și noi zicem după aceea acumul acela e vinovat, că copilul e vinovat, Dumnezeu i-a folosit doar ca să salveze viața. Iar faptul că ți scade este bine, nu este rău. Când pierde egoul, sufletul se încarcă cu energie subtilă. Deci noi nu ne putem încărca decât prin restrângere. Adică când materia, corpul se restrânge, atunci se transformă în suflet. Noi nici nu avem timp. Ne pierdem mult timp pe tot felul de satisfacții ale vieții, pe ușor și plăcut, și vine o bală brusc și nu mai e timp să... Ce să mă, cum să... Să oprești toate scurgile de energie și atunci singura chestie la îndemână este să te restrinzi, să te înfometezi, nu? Bei numai apă, poți și mai departe și atunci, rapid, oprești pierderea de energie. Asta este singura problemă de pierdere de viață. Și dacă o oprești, atunci poți să-ți Deci, idolatria este cea care distruge omul. Nu oamenii, nu oamenii n-au nicio treabă. Bolile, nici nu contează. Bolile sunt mecanisme de distrugere a distruge idolului și salvează viața. Deci, nivelul de suferință care îți vine din față, cât de dificilă va fi viața care îți vine din față, este atât de dificilă cât de strâns stăm noi de preceptele acela. Care le primim variat, uite, le primim, nu știm cum le primim. Că poți să nu mergi la biserică, dar le primești prin filme. Nu? Le primești prin societate, le prin educație, prin media, prin televizor, toată lumea. Te uiți tot timpul la telejurnal și vezi omul bun, omul rău, nu? Situația bună, situația rea. Și omul ține de situația bună, să nu fac asta, să nu fac asta. Și când, cu cât ține mai mult, cu atât el va, va călca în picioare acele reguli. Dumnezeu îl pune să calce în picioare. Dacă pune pe un plan nepăcat, va păcătui. Dacă pune castitatea, va, va încălca castitatea. Dacă pune dreptatea, Va, va trăi nedreptate și el va face nedreptate. El în persoană, un om care este sofisticat și zici că este uite de ce uh, corect este, ce perfect este, uite cum ce credincios este. Dar ăsta este cel mai necredincios. Ăla care se ține strâns de ele, ele distruge pe toate. Și să vezi cum le încalcă în picioare. Și dă o chestie, deci dacă el zicea, eu nu mă căsătoresc niciodată, se trezește că se îndrăgostește de o femeie și tocmai ăla care zicea că nu se căsătorește. Așa a pățit Padre Pio, a trezit cu o femeie. Deci trei lacăte a avut la povestea el, la chilie acolo și a intrat acolo. De ce? Că e vorba de diavol, e diavolul în fața ta, nu e orice, orice ființă. Și diavolul este o, o, ființă eterică extraordinar de puternică, care trăiește continuu el, el nu mare deloc. Și administrează lumea lucrurilor. Și normal a fost să... fost meu, soț, a fost un meu soț zicea tot așa că eu zice până la 30 de ani nu vreau să mă căsătoresc. Deja eram ferm convins și spunea la toată lumea și buf, la 23 de ani s-a căsătorit. <laughs> Spuneți pe spune unul, că vrei să fii. Da, vreau să, vreau să completez la ce ai spus tu cu, cu, că diavolul este această ființă eterică extraordinar de puternică, că problema este când vrei să te iei la trântă cu el. Da? Când spui eu nu fac așa, eu să fiu așa, păi atunci hai să te văd și te, ia, te iei la trântă cu el. De fapt, ce trebuie să faci este că pas cu pas să te îndrepti mai mult spre suflet, să-ți să întărești atribuțiile sufletului, și atunci acești, acești idoli pleacă singuri. Care nu trebuie să-i dai afară, cum ai zis tu. Nu trebuie, să Să dai cu ei, n-ai nevoie să lupți cu ei. Sau să-l dai pe diavol. la muncă, să vezi cum fug toți de muncă. Cum sunt ca la comuniștii, ea care erau cu servita mână și te dau indicații. Dacă îi pui la muncă, fug toți. Hai să, hai să vă înhămăm la, la arat. Au fugit toți. Da. Cred că asta a fost uh, un lucru care poate nu, o, o durat un pic să înțelegem: că, de fapt, noi nu putem să ne luăm la trântă cu niciunul. Trebuie numai să ne îndreptăm, uh, comp să ne îndreptăm comportamentul prin ajustarea la parametrii iubirii, la parametrii uh, iubirii de Dumnezeu a Sufletului și îndreptându-ne în direcția Sufletului. Și făcând toate acțiunile de rigoare, fără să le absolutizăm, să spunem că nu mai, nu mai restrângerea e cea mai bună, nu mai beau cafea în viața mea, nu mai port fustă scurtă în viața mea, nu știu, chestii de genul ăsta. Adică le iei treptat. În felul ăsta se slăbesc idolii și pleacă singuri. Ai scăpat de ei fără, da, pentru că nu le mai dăm energie, nu? dacă nu -i eu mai... Eu am mai observat că la mine nu mai merge nicio programare. Deci eu nu pot să spun, uite, mai încolo uh, fac asta. Deci nu pot să spun. Că precis nu voi, mai, nu voi face aia. Deci uh, mi se spune că n-am voie să, să spun nimica. Că fac eu, că dreg eu, că nimic, nimic. Da, am văzut și, și la mine la fel. Las lucrurile să meargă, că nu, eu nu știu ce se întâmplă când încep dimineața, cum o încep și cum o termine total altceva. Da. Și, și vin ați lucrurile care impulsul, trebuie făcute. Impulsul ăla ți-l ascult și știi că e de făcut. Da. Da. Și vin lucrurile de făcut pe bandă. Da. Și nu trebuie să stai să te gândești, te uiți pe listă, băi, ce am eu pe lista de făcut pe ziua de astăzi? Trebuie să alerg să iau una alta? Nu, se așează singure, parcă. Da. Da. Să vedem unde a rămas. Um, Fiind că aflaseră în acest fel că nu se poate obține iubire de la femelele speciei, ci că sunt masculii aceia care oferă grija maternă, ei se îndreaptă către bărbați pentru a solicita iubire, și se simte adesea atrași de exemplarele fo foarte tinere, la fel cum erau ei înșiși atunci când mama lor cerea și obținea de la ei cea mai intensă grijă maternă. Relația de este adesea una de competiție pentru serviciile maternale. Masculul homosexual nu imită femeia adultă când se afișează, ci femeia copil pe care a jucat-o mama lui față de el. Aspecte mai mature ale dragostei de adult lipsesc adesea, iar cuplu homosexual găsește dificil să se dezvolte o alianță de genul celei care se formează cu timpul. Excepțiile le reprezintă adesea bărbații care au fost îndepărtați de femei din alte motive, cum ar fi povești îngrozitoare prelungite despre efect defectele femeilor spuselor la vârste fragede. Acestea pot proveni de la mame care și au îndeplinit din alte puncte de vedere rolul de mamă față de fiilor. Homosexualii feminini de spienele se simt adesea blocate față de posibilitatea de a primi dragoste de la bărbați, de către tați cruzi și neiubitori. Dar au crescut în prezența unei mame a căror dorință pentru atenție masculină a fost un factor puternic pentru a nu le oferi atenție lor, se poate să fie adoptată o manieră masculină de a se comporta pentru că acela li se părea rolul cu care au putut câștiga. Da, eu zic că ea aici, sau cine a scris cartea asta, încearcă în, în să explice, de, de fapt, această homosexualitate și la urmă o bagă prin faptul că nu au fost ținuți în brațe ca și copii, ca și bebeluși și. Uh, ne fiind părinții ținuți în brațe de părinților ca și bebeluși, au dezvoltat anumite frici și furii și nevoi de atenție Care mai departe când părinții au crescut, cer acea iubire de la copiii copiilor Deci e o încălcitură Eu zic asta ei vor să explice Ei vor să lege totul de, de bebeluși Trebuie să înțelegem un lucru, se bazează și pe statistici. Îți dau și statistici. Statistica mm -hmm. poate să demonstreze orice vrei tu. Depinde cum pui întrebarea și ce sondezi acolo. Deci, ei aduc argument mereu la chestiile acestea în statistică, dar statisticele nu sunt relevante în niciun mod. Nu, nu înseamnă decât modul în care tu ai pus o întrebare. Mm -hmm. Dacă schimbi timpul de întreb, tipurile de întrebări, oamenii aceia vor răspunde altfel de statistica nu-ți dovedește nimic. Că și mai pe ești... date, de genul acesta. Da, și sunt și generale, pentru că fiecare caz este individual. Poate ori mai fi anumite puncte comune, dar de obicei, da. Dar nu explică de ce, ce au cu bebelușii, cu ținutul în brațe. Trebuie să explice. De deci ce este așa de important pentru ei să ții bebelușul? Păi nu că e continuum, acest... e. Păi ne-a zăpăcit în primul capitolul 1 cu bebelușul, atunci 10, cât a fost, numai de carte a fost numai aia. Că nu se rupe acest continuum de, din burtă, știi, de când l-a scos din burtă, nu se rupe dacă îl ții în brațe și l-a și când se hotărește el să meargă. E un fel de un fel de lanț și că nu se rupe lanțul. Și o să devină omul ăla, un om sănătos, pentru că este un om în continuu. Nu. Ei, fac, este aceasta ca, ca să nu vezi cauza adevărată, cauza rămâne în da. afară, rămâne da. la copil. Da. Să nu vezi că cauza vă provine din părinte? Da, dar ei, exact, ei bagă conceptul de bebeluș, bagă sentimentul de vinovăție, pentru că nici o mamă nu o să-și care copilul în brațe nostru, toate mamele l-au lăsat odată pe lângă. Și mai e faza asta că um, rolul de mamă, ca și mamă, ești foarte susceptibilă la tot felul de critici. Și ca și mama, ai o autojudecată foarte dusă în extrem, pentru că orice se întâmplă la copil, totul e vina ta. Știi? Dacă copilul n-a mâncat, dacă s-a îmbolnăvit, dacă, nu știu, s-a lovit, dacă a căzut, dacă s-a certat, dacă, dacă, dacă. Deci tot ce face copilul este vina mamei. Și mama, prin def by default, prin formație, are un sentiment profund de vină. Că dacă nu iesă, dacă o făcut, dacă nu știu ce, și după aia ai și presiunea societății. Da? Deci ei se joacă aici cu piața asta a mamelor, care este emoțional destul de de, de, instabilă. Da? Pentru că ai presiunea familiei, ai presiunea societății, ai presiunea standardelor puse în familie. Normal că fiecare mamă vrea să aibă copilul ei să, fac, să reușească cât mai bine în societate. Vrea să-l protejeze de tot ce este, așa spus, nasol, rău, de bullying și toate astea. Și cu cât îl protejezi mai mult, cu atât vine tăvălugul peste el, că noi înțelegem cum funcționează. Și ei, de fapt, se joacă cu acest segment de piață, de mame, și vrea să le bage conceptul de bebeluș ca să le facă și mai... să simte și mai vinovate, da? Ca să stai să te gândești unde am greșit eu în toți anii ăștia de educație, că a ajuns copilul meu acolo. Dar nu te uiți niciodată la id idolii tăi, la principiile care le-ai le pus în viață, la... Și la alea nu te uiți, pentru că alea vin din parenting și dacă îi vin din parenting este... Um... Susținut de către doctori, profesori, cercetători, deci este, au, un, au în spate un material marus care validează pe ea. Și tu nu poți să spui, bai, nu are cum să fie faptul că l-am pus în nu știu ce regim, pentru că, uite, este, sunt oameni de știință în spate care au dovedit că așa se face. Înțelegi? Deci problema e la mine. Deci eu am făcut ceva și oare unde? Păi nu l-am ținut o jumătate de oră odată în brațe și a rămas traumatizat copilul. Nu, problema sunt standardele de excelență. De acolo vin problemele. Dacă nu ai standardul acela de excelență, nu se întâmplă nimic. Deci copiii nu pot să țipe, copiii nu te pot dezamăgi, că nu ai, nu ai un instrument prin care să zici că e o dezamăgire să se întâmple lucrul ăla n instrument. Și el ce fac? Ei ce fac tot timpul? Îți dă standardele acestea și atunci viața devine nesuferită, imposibilă. Da. Ne nebunesc de cap. Dar asta a făcut dintotdeauna. Și prin să tot e, asta a făcut. Să știi că este un mare curaj și nu știu câte femei care nu au ajuns la școala iubirii, Uh, spun, băi, știi ce? Ar, aruncă toate cărțile de parenting la gunoi, nu contează, eu îl cresc cum simt eu. Foarte puține femei. Foarte puține femei. Să aibă curajul ăsta, dar probabil că, uite, poate cum a fost la doamna Laura, ea a crescut liberă ca și copil. Nu s-a ocupat nimeni de ea. Liberă. Pe malul Dunării, acolo. Nu venea acasă decât să mănânce și să doarmă. Și același principiu l-a avut și când și-a crescut copilul ei. L-a lăsat liber să facă ce vrea el. Deci trebuie să ai... Nu e aplicat niciun principiu de ăsta de parenting. Dar trebuie să ai un mare curaj în societatea actuală să zici că copilul meu are voie să facă ce vrea el în viața lui. Să studieze ce vrea și să fie cum vrea el. Da. Trecem la infracționalitate. Următoarea parte. Da. Infracționalitatea, când este o trăsătură patologică de personalitate, poate fi și ea corelată cu refuzul de a funcționa după regulile adulților, de a-și câștiga partea ca un egal printre adulți. Oțul se poate să fie incapabil să suporte munca pentru lucrurile de care are nevoie și pe care și le dorește considerând că ar trebui cumva să le obține ca de la o mamă fără să plătească. Fără faptul că uneori suportă mari necazuri pentru a obține prea puțin de gratis, nu are nicio relevanță. Important este că simte în final că a obținut ceva pe nimic de la mama cosmică. Ia-i Da. În sens. Limbă... Nevoie. Da. Nevoia de pedeapsă sau de atenție personală care poate fi aparentă la infractor este adeseori parte din relația infantilă cu societatea de la care fură lucruri de valoare semne de iubire. Aceste fenomene nu sunt străine studenților de comportament social civilizat, dar privite ca manifestări ale continuumului întrerupt pot primi o semnificație și mai limpede. Boala fizică, care poate fi înțeleasă ca o încercare a organismului de a se restabili după sau în timpul unui atac asupra lui, poate avea în consecință o multitudine de roluri de jucat. După cum am văzut multă vreme, unul dintre efectul de îndreptare pe care îl are pedeapsa față de povara insuportabilă a vinovăției. Păi cine cau ce cauzează vinovăția? Standardele. Standardele societății care zice că așa trebuie să fii și tu nu ai cum să-l fi așa, în niciun caz, nu ajungi niciodată. Și atunci, de aici iese vinovăția ta, de aici iese și critica celorlalți, pentru că și cei care nu pot să devină ei se uită la ceilalți. Deci, o formă, într-un fel, de apărare. Vinovăția și judecata, mă gândesc că este o formă de apărare naturală a omului împotriva, împotriva idealurilor. Într-un fel, ambele părți, ei se justifică de ce ei nu poate să ajungă la aceste idealuri. Una prin judecata celuilalt și alta prin auto -învinovățirea. Deci toate într-un fel să caute o justificare de ce ei nu poate să țină cele câte 464 de virtuți sau câte erau acolo la Catastif Marius. Da, deci până la urmă, cred că nici vinovăția și judecata nu trebuie să le vedem uh, negativ, pentru că e o formă de, de apărare a organismului, a sufletului sau a ego nu știu. Ego-ul nu e a sufletului. Al ego-ului, da. da. Că nici egoul nu poate să țină toate virtuțile alea. Nici măcar el. <laughs> Eu cred că virtuțile astea sunt un chin și pentru suflet, și pentru ego. Da. făcute pentru extraterestrești. Nu știu pentru cine e făcut. E făcut exact ca să chinuie. E făcut să, să chinuie. Nu, nu sunt făcute să. Să fie urmate că vor fi încălcate. Da, adică, într-adevăr, ele când au fost original făcute, au fost pentru agricultură, pentru supraviețuită, că erau anumite reguli care trebuia să le respecti. Dar problema a devenit când au fost aplicate la, la oameni, acolo și la un nivel foarte foarte îngredit. Și la oameni nu merge, pentru că merge la principiu că noi suntem separați. Dar dacă înțelegem că suntem aceeași ființă comună și funcționăm pe suflet, atunci nu mai suntem separați și atunci cad regulile. Nu se mai respectă nicio regulă. Nu mai e nevoie de ele. Deci, problema nu este, nu este să respecti regulile. Problema este să te compozi ca suflet ca să nu mai fie necesare regulile. Înțelegi? Exact. Este simplu și de bun simț lucrurile acestea, da. Tot ce spunem noi, chiar propoziția asta pe care am spus-o înainte, distruge un întreg sistem de psihologie, distruge tot. Nu poate fi acceptat. Deci, nu, e, nu este important ca societatea să pună reguli, să aibă precepte, să aibă uh, ritualuri, să se respecte ritualul. Nu! E suficient să-l înveți pe om să se comportă ca o ființă divină, nu? Ca suflet pe pământ și nu mai e nevoie nici de ritual, nici de stăpânire. Nici de presiuni din afară, nici de bombe atomice, nici de boli, de nimic. Și atât de trebuia să-l înveți pe om să se poate ca o ființă divină. Dar nu se poate lucrul ăsta, că ființa divină ce face? Ce? Îl lasă așa. Deci lasă lucrurile așa cum sunt și nu intervine. Până la un moment dat. Când îi pune, îi pune sufletul ei viața în pericol și atunci intervine. Uh -huh. Da. Da. În vremuri de necesitate emoțională deosebită, continuu poate aranja pentru noi să ne bolnavim și să avem nevoie de îngrijire din partea altora, tipul de îngrijire pe care îl obținem cu dificultate în calitate de adulți uh, sănătoși. Nevoia de atenție poate fi atașată. De o persoană specială sau unui cerc familial sau de prieteni sau unui sistem spitalicesc. Un spital, deși poate părea impersonal, pune pacientul într-un rol infantil și, chiar dacă are prea puțin personal și nu este adecvat, preia responsabilitatea hrănirii și luării deciziei pentru el. O situație nu mult diferită de tratamentul pe care îl va fi primit în prima copilărie din mâinile unei mame neglijente deși nu este în mod necesar tot ce are nevoie, s-ar putea să fie cel mai apropiat lucru disponibil. Da, eu zic că aici exploatează această nevoie naturală a omului într-un fel de a fi de a fi îngrijit, mai ales atunci când ești bolnav, ca nu știu, da, să fie să fii îngrijit. Eu cred că exploatează ideea asta, această nevoie naturală. Și o leagă de rolul infantil de când era mama și mă ținea nelegăna în căruț, în brațe. La Centrul Leb pentru hrănire și reabilitare al Spitalului Montefiore din New York s-au făcut niște descoperiri care au foarte mult sens din perspectiva continuum. Centrul susținea în 1966 că a redus numărul de reinternări cu 80% printr-o abordare de acceptare și de încurajare a pacienților să vorbească despre problemele lor. Lydia Hall, sora medicală care era și directoarea centrului și fondatoarea lui, spunea că îngrijirea medicală era echivalentă îngrijirii pe care o mamă o oferă unui copil nou născut răspundem cerințelor pacienților imediat, spunea, indiferent cât de deplasate pot părea. Nu știu tu ce crezi marius aici de pasajul ăsta. Nu înțeleg. Dacă ei spun că au au reușit să reducă reinternările cu 80%, 80 și au tras concluzia pentru că ei aveau grijă de pacienții lor ca și cum ar avea grijă de un copil mic și stăteau la cheremul lor. Deci le dădeau o îngrijire nu mai medicală, dar și emoțională și susținere și mai mult decât în alte dăți sau în alte spitale și asta a dus la Bine, poate pe moment, dar nu știu cât de. că s-au simțit mai bine, nu știu cât uh, pe termen lung, pentru că problemele lor nu le-au rezolvat. Da cu o aparentă înțelegere asupra tendinței de întoarcere, de regresie la o poziție emoțională infantilă în situații stresante, Gen Rosso Alfano, director adjunct al centrului, spunea Multe persoane se îmbolnăvesc datorită incapacității lor de a face față vieții lor. Când învață să rezolve problemele înșiși, nu mai au nevoie să se îmbolnăvească. Da, foarte interesant, Marius. Hai să discutăm fraza asta. Că și, asta, și asta, mă gândesc că e adevărat, dar să o explicăm prin școala iubirii, că multe persoane se îmbolnăvesc datorită incapacității lor de a face față vieților. Deci viața li se pare atât de, de, grea, de nedreaptă, de nu știu cum, încât ei se... normal stresul, gândurile astea îi îmbolnăvesc pe oameni. Și îi spun aici că în momentul în care ei învață, oamenii ăștia învață să-și rezolvă problemele, nu se mai îmbolnăvesc. Păi cum rezolvă problemele? Trebuie să spun acum. Cum au făcut problemele, cum și-au creat probleme și cum le rezolvă. De fapt, le rezolvă întotdeauna când, când renunți la, la problemele respective, să le mai rezolvi. Când renunți să le mai rezolvi, atunci ele se rezolvă de la sine. Deci nu, problemele nu sunt, sunt generate de idol. Dacă nu mai ai idol, nu mai există probleme. E posibil să fie acolo mare și un conflict de idoli la ei, să fie un conflict în ei între idolii lor, idolii partenerului, idolii șefului, idolii societății da. și nu mai știe omul, bă, în care parte să mă împarcă. Ce Nici să pun pe un după... plan. Da, așa este. Da, și orice aș face nu e nimeni, nimeni mulțumit. Da. Și ajung la un fel de burnout pentru că fiecare are câte un idol și nu ai o cale dreaptă în viață. Deci nu ai un, un set de criterii cum ar veni, care sufletul, care e ego și să știi să oscilezi între ei. Da, din propoziția asta se vede că idolii sunt cei care generează bolile. Uh -huh. Da, și dacă vrei să nu te mai bolovești, trebuie să scoți idolii. Da. Dar vezi că nu există nicio carte care să se centreze pe idol. Cunoști pe o carte? Păi nu l-am ști pe toate. A trebui noi să scriem în școală bio o carte a idolilor. Uh, cartea scoaterii gărgăunilor din cap. Din cap, da. <laughs> o să o scriem când o să-i scoatem pai noștri mai întâi. mai atunci, da. <laughs> Pentru că atunci o să scriem din experiență. Da. Da. În departe. Am un motan aici care mi-o Înainte să se îmbolnăvească, Înainte să se îmbolnăvească, bineînțeles, majoritatea pacienților făceau față propriilor probleme într-un fel sau altul, dar când lucrurile ajungeau mai mult decât puteau ei suporta, aveau nevoie de ajutor. Da, cred că era un fel de burnout când se nu mai aveau energie să alimenteze toate, toți crocobaurii. Acest... Crocobauri, Da, toți crocobaurii. Și ai de ce loc, idolii și... ăștia se numesc crocobaurii? Păi gărgăuni, sunt tot felul de... E frumos aceste Sunt <laughs> aceste ființe eterice. Că sunt ființe eterice, nu? Că pe astea le hrănim. Crocobaurii. Nu, s nu e... Uh... Cum asta? Rândul de gânduri sau cum spui tu? Uh... Bariera de, de Cum? Pluvii de gânduri. Da, fluviul de gânduri. Nu e. ăla făcut din toți. Crocobauri. Sigur... E făcut din crocobauri. Din crocobauri, nu? Exact. Deci sunt toți crocobaurii noștri, de fapt, ne, ne împiedică să trecem prin ei. Trecem dincolo, da. Mm -hmm. Deci noi, când pierdem crocobaurii, nu mai sunt diferențe între cele două lumi. Se intră pătrund. Da. Și lumea de dincolo vine peste lumea asta. Și e posibil ca oamenii să ajungă în depresie și în boli, pentru că ei hrănind crocobaurii. aceste probleme, crocobaurii, cu cât ai mai mulți, cu atât îți, îți trag toată energia și ajungi slăite la un moment dat în viața ta și nu mai știi pe unde să scoți cămașa și ajungi la spital. Dar nu înțeleg de ce o viață întreagă hrănim crocobauri, alte treabă nu avem. Bun. Am Ce să faci dacă Dumnezeu nu a permis să fie școala iubirii făcută mai devreme? Folosind această tehnică maternală, vezi să zic eu că bagă ăștia bebelușul ca să rezolvi cu crocobour. Folosind această tehnică maternală, centrul a constatat că și refacerea era mai rapidă. Domnișoara Hall a spus că șoldurile fracturate, o boală frecventă, se, vindicau, se vindecau, se în jumătate din tipul normal unei persoane de vârsta și condiția generală respectivă. Majoritatea pacienților stăteau în pat timp de trei săptămâni după un atac de cort, dar după spusele doctorului Ira Robin, medic cardiolog ce din Love Center erau suficient de refăcuți ca să meargă în picioare după cele de două săptămâni. Da, e dreptate că nu spune exact ce au făcut, dar de ce îi dau rezultate și au zis la început că ăstea sunt, uite aici, că la centrul lor pentru hrănire și reabilitare al Spitalului Montefiore din New York s-au făcut niște descoperiri, care au, fo au foarte mult sens din perspectiva continuului, conceptului continuu, dar nu spune ce ei zic, nu, ei vorbesc numai de rezultate. Dacă e o persoană mai în vârstă izolată, o duci într-un mediu social unde oamenii sunt interesați, unde poate vorbi despre problemele lui familiale, își recapătă tonusul muscular mai rapid. Păi da, pentru că este un schimb de energie acolo. Se pune, se pune energia în mișcare pentru că prin uh, e una să stai izolat. Nu avem experiența, toată lumea are experiența izolării. Și una e să stai izolat și una e să fii pus într-un mediu social unde poți să comunici pentru că uiți de boala ta, nu stai și te gândești tot timpul că ești cu piciorul în gips și nu te mai gândești la problemele tale, ci ți ești distrat și vorbești despre alte lucruri și lași corpul să se... Mi se pare că e o chestie normală, nu știu, Marius, tu nu cum vezi. Da, Într-un studiu pe 250 de pacienți selectați la întâmplare, se arată că numai 3,6% dintre pacienții centrului au avut nevoie de reinternare pe o perioadă de 12 luni, comparativ cu 18% dintre care primeau o îngrijire acasă. Nu este dificil de interpretat aceste cifre drept dovadă că îngrijirea care este în mod deliberat maternală, da, pe cei leagă îngrijirea de mamă, de uh, timpul când erai bebeluș. da? Îndeplinește mai eficient nevoia emoțională care a adus pacientul la boală și spitalizare. Oferind, uh, oferind ceea ce lipsea, se reduce nevoia de a fi dependent și conferă puterea necesară pentru a se întoarce la ritmul inițial de mișcare înainte pe care persoana îl poate susține în mod normal în calitate de adult sau de copil. Dintre toate expresiile de deprivare de etapa în brațe, este posibil ca cercetările să confirme că una dintre cele mai directe este dependența de substanțe narcotice ca heroina. Numai cercetarea va fi capabilă să determină relația precisă dintre deprivare și adicție, iar când o face multe forme de adicție, de alcool, tutun, joc de noroc, medicamente antidepresive și sau rosul unghiilor, pot începe să aibă sens în lumina conceptului continuum al necesității omenești. Da. v și o zis că până, până aici stăm, că după aia nu, da. nu știu dacă ne mai ține. Deci, vezi, totul vor să lege uh, această. Uh, deci, maternitatea, prima perioadă a dezvoltării copilului, uh, de evoluția copilului tot restul vieții. Da. Da, pentru că dacă citești cartea și nu ai conceptele școlii iubirii, ce rămâne mesajul așa subliminal e tot timpul, că vezi că îți bagă după un pasaj, uite că este uh, continuumul, este maternitatea, este legătura cu mama, știi, într-un fel ți-l ți repasează după fiecare pasaj capitol din ăsta mic, mințitel. Da. Bun, mulțumim frumos. Vezi, Marius? M-a adormit. Păi asta am zis să oprim înainte să încep să sporei. Da. Cum mai să mai bine? Am aristat.